Salutare, fraților, și bine ați venit la porția zilnică de panică, doza de disperare, farfuria de frică de pe internet. Astăzi discutăm despre cum, în timp ce trăiești viața în deplină siguranță, făcând lucruri banale prin oraș, ca un tocilar virgin ce ești, te afli în pericol de moarte. Uite 15 lucruri banale care pot să te ucidă. You'll never have the sacred stone. Oh, this new crazy mother... 1. Plictiseala. Conform studiilor de la University College din Londra, plictiseala îți poate înjumătăți viața din cauza deciziilor proaste pe care le iei. Adevărat, uneori Mick Jagger era așa de plictisit că priza cocaină de pe spatele supermodelelor ca să simtă și el ceva. Astăzi are 75 de ani, se pregătește pentru un nou turneu. Hashtag sărăcuțu, hashtag nu pune botul la studii. 2. Ochelarii de soare. În timp ce arăți brici purtând ochelari de soare în tramvai, ține minte că anul trecut 15.000 de oameni au fost spitalizați în urma unor probleme cauzate de ochelarii de soare. 15.000 de situații în care să arăți mortal a fost aproape mortal. 3. Telefonul. Ai grijă unde ți încarci telefonul. Dacă îl pui sub o pernă la încărcat, riști să ia foc perna în timpul nopții. Unii mor de sabie pe câmpul de luptă, alții împătuți pe motiv că nu s-au putut despărți de telefon. 4. Șampanie. Sute de oameni sunt spitalizați anual pe motiv că i-a lovit dopul șampaniei într-un loc nepotrivit. Sfatul meu e să nu riști. Mai bine nu sărbătorești nimic niciodată. Un tip sărbătorea faptul că operația avusese succes și el scăpase de miopie, a agitat șampania, dopul a țâșnit și l-a lovit în ochi, dezlipindu-i retina. Hashtag true story. 5. Bețigașele de urechi. Scrie pe pachet să nu le înfigi în ureche, dar nimeni nu stă să citească instrucțiuni când e la duș și are chef să se scobească în ureche. Oprește-te imediat. E foarte ușor să-ți rănești urechea și asta îți poate afecta auzul și echilibrul. 6. Locul de joacă pentru copii. Locul de joacă nu e o joacă. Se pare că în America, între 2009 și 2014, 1,5 milioane de copii au trecut pe la medic din cauza accidentelor de la locul de joacă pentru copii. Dintre toate, balansoarul e cel mai periculos. Și familia mea a avut necazuri de genul ăsta. În anii 90, sormea ajungea deseori să fie pansată din motive de joacă. Dintre toate, cel mai periculos lucru eram eu. 7. Closetul. La nivel mondial, WC-ul rănește 3,5 milioane de oameni anual. Asta înseamnă că în timp ce tu te uiți la clipul ăsta, unul din India sau China fie alunecă și se izbește cu capul de vas, fie se așează brusc și își strivește organele de capac, fie e mușcat de o gânganie care stă la pândă. 8. Prelungitoarele. Din cauza prelungitoarelor, anual au loc 4.000 de incendii grave. Toate astea pot fi prevenite cu ușurință. Tot anual, 3 oameni mor pentru că au avut ideea genială să urineze pe priză. Din păcate, în cazul lor, cred că nu putem face nimic să-i salvăm. 9. Johnny Cash. Un studiu din 1992 a arătat că în timpul unui maraton radio dedicat cântărețului Johnny Cash, rata de sinucideri dintr-un oraș s-a dublat. În loc de melodiile triste ale ăluia, mai bine bagi niște fuego. Nu-mi pot imagina cum plonjează unul de la balcon în timpul refrenului împodobește mamă bradu. Și 10. Căruciorul de cumpărături. 24.000 de copii anual sunt răniți în timp ce sar, trag sau țopăie pe căruciorul de cumpărături, în timp ce părinții încearcă să-și amintească ce tip de brânză cere rețeta sau ce tip de prezervativ ar fi trebuit să folosească. Cam atât pentru astăzi, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!